Am spus la începutul întâlnirii, suntem în fața celui mai frumos pasaj din cartea 2 Samuel și probabil m-ați mai auzit spunând aceeași afirmație despre multe pasaje. Cum pot fi toate pasajele din Scriptură cel mai frumos pasaj din cartea respectivă? Cel mai frumos pasaj din Scriptură este pasajul în care ești cufundat în vremea respectivă, în care te adâncești mai mult decât în celelalte și atingi cu mâinile tale și vezi cu ochișorii tăi frumusețea Creatorului care ne-a adus în ființă. Cartea 2 Samuel vorbește despre două perioade ale lui David. Una înainte de păcatul cu Batșeba și una după păcatul cu Batșeba. Și în primele 10 capitole suntem în etapa lui David înainte de păcatul cu Batșeba, o perioadă extrem de frumoasă în care David primește împărăția, întronările sunt în umbră, nici nu vezi când este întronat, pentru că singurul împărat în Israel este Dumnezeu, după care David își îndreaptă inima către casa lui Dumnezeu și face planuri atât de frumoase încât smulge din inima și din gura lui Dumnezeu un legământ veșnic. David, nu tu îmi vei zidi o casă, ci eu îți voi zidi o casă. Mai mult de atât, David merge dincolo de granițele promise lui Dumnezeu în geneza lui Avram și merge cu bunătatea lui Dumnezeu la toți oamenii din jur, pentru că acesta era planul lui Dumnezeu. Însă în toată această perioadă bună, un lucru tot apare. David și-a mai luat o nevastă. Și neglijând porunca lui Dumnezeu din Deuteronom 17, împăratul să nu aibă neveste, apare tragedia. La un moment dat nu mai faci diferență. Care e nevasta liberă, care e soția, care e femeia liberă și care este nevasta altuia. Și apare dezastru din 11-12. O mare cădere urmată în schimb de o mare pocăință, urmată de o mare iertare. Însă, când citești Scriptura cu atenție, descoperi că această recuperare din păcatul curviei este o excepție de la regulă. În mod normal, orice bărbat care a experimentat o apropiere de Dumnezeu și cade în păcatul curviei, în mod normal, nu se mai întoarce. Atât de groaznic este păcatul curviei. Totuși, David, în fața cuvintelor lui Nathan, în loc să dezvinovățească, spune: am păcătuit. Și acest simplu am păcătuit, sunt vinovat, reface relația cu Dumnezeu după 9 luni de alienare de la fața Domnului. 9 luni trăite de Dumnezeu în mijlocul poporului, cu Dumnezeu pe buze, dar fără un legământ cu Dumnezeu. Pentru că asta face curvia. Este singurul păcat care întrerupe instant relația cu Dumnezeu. Și avem o întrebare. Este cu putință ca din această groapă, din această adâncime, din această cădere incredibilă, este cu putință să revii David din capitolele 1, 4, 6, 7, 8, 10? Și să urmărim cu atenție cum urmărește cronicarul. După păcatul curviei, primele lucruri pe care cronicarul le prezintă sunt dezastrele din inima, mintea, discernământul și mai ales familia lui David. Iar în centrul acțiunii este micul Lucifer, Absalom, care omoară pe fratele său și după ce omoară pe fratele său, râvnește la tronul lui David și vrea să-l omoare inclusiv pe împăratul. Absalom este cea mai tristă imagine, cea mai tristă consecință a păcatului lui David. În schimb, în 15 și 16, începem să-l vedem pe David, cătinel, încetul cu încetul, cum începe să redobândească calitățile pe care le-a pierdut și pe care le-a avut înainte de păcatul cu Batșeba. Și am văzut în capitolul 15 și 16, având în centru umblarea lui David pe muntele măslinilor, umblând desculț, despuiat de slava împărătească, acceptând blestemele lui Șimei, lăsați-l să vorbească, spune David. Poate Dumnezeu l-a trimis. David a îmbrățișat suferința provocată de ascultarea de Dumnezeu.
În capitolul 16 și 17 am văzut cum diavolul își aduce în prim plan pe cel mai înțelept om al lui, pe Ahitofel, pentru că lupta nu s-a terminat. Și după ce ai păcătuit în 11, o grămadă de consecințe apar în viața ta, dar nu doar atât, deschizi larg ușa celui rău să dea atac după atac, atac după atac, asupra ca să împărătești. Și am observat cum această secțiune de text este înțesată cu oameni ai celui rău. Femeia din Tecoa, un sâsâit al șarpelui atât de subtil și atât de apăsător. Dar Ahitofel, cel mai înțelept om din Israel, recunoscut și de David și de Absalom, încearcă să strice planurile Domnului. Dar ce este interesant? Nu interesant, noi știam asta. Dar ce este interesant nu este că Dumnezeu este mai înțelept decât Ahitofel, care era cel mai înțelept om al vremii. Este o afirmație pe care cred că orice copil o cunoaște. Dacă mergeți la grupa mică și întrebați, cine este mai înțelept, Dumnezeu sau un om? Ce va spune? Dumnezeu este mai înțelept decât orice om care a trăit vreodată. În schimb, ceea ce surprinde în secțiunea asta este că planurile lui Dumnezeu se îndeplinesc indiferent cum aleg să-și trăiască viața micii Dumnezei de sub soare. Asta este marea provocare în capitolele 16 și 17, dar nu avem timp să stăm asupra lor. Și ajungem în secțiunea noastră de la 17b până la 19:31. În centrul acestei zone de scriptură este plânsetul, strigătul, răcnetul lui David pe ulițele, probabil în Mahanaim era, pe ulițele cetății, strigând, fiul meu, Absalom, fiul meu, Absalom. Cine era Absalom? În primul rând era fiul lui David, al doilea născut al lui David. Murise primul născut, era cel care urma să aibă dreptul la tron. Dar Absalom nu era doar atât, era cel mai frumos și mai viclean om din Israel, o miniatură a lui Lucifer. Era cel care a râvnit la tronul lui David și a zis, vreau să-l omor pe tatăl meu, împăratul. Este cel care a venit în Ierusalim și furia lui era atât de mare încât David a zis, trebuie să plecăm că ăsta va face prăpăd în cetate. Va omoră pe tot. Cel mai viclean, cel mai rău, reprezentantul numărul unul al celui rău în vremea respectivă în Israel. Asta era Absalom. Și totuși David, după ce află vestea morții lui, iese în cetate și vrea ca toată cetatea să audă. Și urlă, poate era cineva care dormea undeva într-un colț. Un strigă de durere, își ia sacul de jale și începe să strige pe străzile cetății. Fiul meu, Absalom! Fiul meu, Absalom! Și am stat, stăm de câteva săptămâni și ne întrebăm. Este aceasta o manifestare umanistă? Sau o imagine în miniatură a inimii lui Dumnezeu pentru oameni? Nu vă grăbiți să răspundeți, pentru că întrebarea e complicată. Gândiți-vă că Dumnezeu și-a adus judecata asupra lui Absalom. Absalom merita dreptatea lui Dumnezeu, merita judecata lui Dumnezeu și am putea spune, și am avea argumente din pasaj, am putea spune, David nu s-a aliniat judecății lui Dumnezeu și David nu este de acord cu judecata lui Dumnezeu și se duce în tabăra cealaltă și în loc să dea slavă lui Dumnezeu pentru că el a făcut dreptate și și-a manifestat judecata asupra unui mic Lucifer. David stă și plânge pe cel pe care l-a judecat Dumnezeu. Este aceasta o manifestare umanistă? Sau exact acest lucru îl aștepta Dumnezeu de la Absalom în acest moment? O întrebare foarte complicată. Înainte de a intra în pasaj, aș vrea doar să vin înaintea dumneavoastră cu o altă imagine, ca să induc cumva răspunsul. Este vorba de Aaron, după moartea lui Nadab și moartea lui Abihu. Ce face Aaron? Nu se atinge de jertfă. Moise este îngrozit și spune, Aaron, vrei să mori și tu precum au murit copiii tăi? Și el spune, cum să nu-mi plâng copiii într-o astfel de zi? Eu știu că ei sunt sub mânia lui Dumnezeu, dar cum aș putea să nu-mi plâng copiii care s-au dus în iad
și pentru veșnicie vor fi departe nu doar de mine, ci și de fața Domnului. Și ce spune Moise? Lui Moise au plăcut aceste cuvinte și aș completa eu și lui Dumnezeu. Și lui Dumnezeu. Primul tablou este în 17 de la 24 până la 29. Și aș vrea să-l citim, pentru că înainte de a intra în ultima luptă din pădurea lui Efraim, cronicarul introduce un pasaj frumușel, chiar foarte frumos, dar aparent fără nicio legătură cu ce a fost mai înainte și cu ceea ce urmează. David ajunsese la Mahanaim când a trecut Absalom Iordanul, însoțit de toți bărbații lui Israel. Absalom a pus pe Amasa în fruntea oștirii în locul lui Ioab. Amasa era fiul lui unui om numit Itra, izraelitul, care intrase la Abigail, fata lui Nahash și sora țiruiei, mama lui Ioab. Israel și Absalom au tăbărât în țara Galadului. Când a ajuns David la Mahanaim, acum imaginați-vă cum era David la Mahanaim, fugărit de Absalom, obosit, uitându-se în jur, nemai știind în cine să se încreadă, cu tot felul de vești despre Mefiboset, nu mai știa cine mai este de partea lui. Fiii țeruii erau cu el, dar departe de Dumnezeu, cu inima încărcată, cu tot felul de poveri. Și la un moment dat se întâmplă următorul lucru. Când a ajuns David la Mahanaim, Șobi, fiul lui Nahash din Raba, fiilor lui Amon, Machir, fiul lui Amiel din Lodebar și Barzilai Galaditul din Roghelim au adus paturi sau pături, nu știu exact ce au adus, lighiene, vase de pământ, grâu, ors, făină, grâu prăjit, bob, linte, uscături, miere, unt, oi și brânză de vacă. O masă copioasă. Au adus aceste lucruri lui David și poporului care era cu el. Acum, cam cât credeți că erau cu David? Numai Itai avea 600 de oameni. Deci vorbim de mii de oameni, vorbim de trei oameni care și-au luat averile lor și s-au dus la David și n-au luat numai niște mălai să facă pâine, să mănânce armata lui David, să aibă numai cât să se întremeze. Ci au pus o masă copioasă cu tot felul de semințe, cu brânză. Numai carne nu era, nu știu din ce cauză. Dar masa mie cel puțin îmi place foarte mult. O masă copioasă. Barzilai și ceilalți doi se jertfesc pe ei înșiși. Iau averea lor și o pun la dispoziția împăratului. Imaginați-vă ce mângâiere pentru David. Ce mângâiere pentru David. În mijlocul încercării, în mijlocul fugăririi, înainte de ultimul act al războiului cu Absalom, Dumnezeu mângâie pe David prin bunătatea trei oameni, Șobi, Machir și Barzilai. În schimb, când te uiți la Barzilai, cazi cu fața la pământ, în primul rând, de rușine. 80 de ani avea. 80 de ani, la 80 de ani. A luat calul. Ce faci la 80 de ani? Stai și te aștepți finalul sau astrângi cât mai mult că nu știi cât mai trăiești. Barzilai la 80 de ani se uită în averea lui și spune toată luați-o și duceți-o la David. Nu, 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 merg și eu cu voi. Vreau să-l întâmpin pe David. Ce mângâiere extraordinară! Ce bunătate din partea celor trei! Cât de mult strălucesc cei trei în acest moment de maximă încercare. Oare, dragii mei, cuvintele celor trei și fapta celor trei a avut vreun efect asupra lui David. David a numărat poporul care era cu el și a pus peste ei căpetenii peste mii și căpetenii peste sute. A pus o treime din popor sub porunca lui Ioab, o treime sub Abishai, fiul Țeruiei, fratele lui Ioab, și o treime sub Itai din Gad. Imaginați-vă câți erau dacă a fost nevoie să îi împartă. Itai avea doar 600. Și împăratul a zis poporului, vreau să ies și eu împreună cu voi, dar poporul a zis, să nu ieși, căci dacă vom lua la fugă, luarea minte nu se va îndrepta asupra noastră și când vor cădea jumătate din noi, nu vor lua seama la noi, dar tu ești ca 10.000 dintre noi și acum este mai bine să ne vină ajutor din cetate. Împăratul a răspuns, voi face ce credeți voi că este mai bine să fac. Și împăratul a stat lângă poartă în timp ce tot poporul ieșea cu sutele și miile. Împăratul a dat următoarea poruncă lui Ioab, lui Abishai și lui Itai. Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu tânărul
Absalom. Și tot poporul a auzit porunca împăratului dată tuturor căpeteniilor cu privire la Absalom. David are două afirmații extraordinar de frumoase. În primul rând, el, împăratul, căpetenia oștirii, se uită la toți și le spune celor pe care el îi comanda: voi face ce spuneți voi. Ce împărat mai face asta? Faceți voi ce spun eu. David: nu, voi face ce spuneți voi. Dar nu doar atât, frumusețea caracterului său se regăsește și în cuvintele pe care el le adresează celor trei căpitani de echipă. Pentru dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă blând cu tânărul Absalom. Acum, David știa cine e Absalom. David știa că cei trei n-au nicio resursă în ei înșiși de a se purta frumos cu Absalom, și atunci motivația le-o îndreaptă către David: din dragostea pe care o aveți față de mine, purtați-vă cu Absalom cu blândețe. Din nou, dragii mei, după 11 ani, din nou întrezărim un împărat smerit, atins de dragostea pentru vrășmași. Dar cât de mare a fost această atingere de dragostea pentru vrășmași? Cât de mare este smerenia lui David? Pasajul continuă și războiul, nu avem timp să luăm detaliu după detaliu. Fiecare a citit acasă, dacă nu ați citit, aveți o după-amiază lungă și puteți citi. Războiul continuă, Absalom este încolțit. Ioab se folosește de acest moment și trimite 3 săgeți înspre inima tânărului. 10 băieți vin și îl măcelăresc și îl omoară pe Absalom. Și acum toată oștirea lui David era plecată la război. Imaginați-vă scena, David stătea cu sufletul la gură. Tu ești în încercare, tu stai și aștepți să vezi ce s-a întâmplat. Și la un moment dat, Caraula, nu știu, este probabil cel care dădea veștile, îi spune lui David: doi bărbați apar. Imaginați-vă că erați în locul lui David. Care ar fi fost prima întrebare pe care ați adresat-o? Ce s-a întâmplat cu războiul? Am câștigat? Mai sunt în pericol? Îmi primesc tronul înapoi? Uitați-vă care este preocuparea lui David. Războiul este câștigat, dar David are o singură preocupare. Și de două ori apare această întrebare când David se întâlnește cu cei doi soli. Tânărul Absalom este bine? Sănătos? Primul simte inima împăratului și nici nu îndrăznește să-i dea vestea și îi spune: a fost o învălmășeală, nu știu ce s-a întâmplat. Al doilea, departe de inima împăratului: împărate, e foarte bine. Ce împărat nu s-ar fi bucurat la această veste? Victorie, tronul înapoi. Vrășmașul de moarte, despre care, dacă îl lași în viață, nu ești sigur că nu va face din nou o revoltă. Toate lucrurile s-au aliniat. Orice împărat, în acest moment, ar fi deschis șampania, ar fi mers pe străzile Ierusalimului și ar fi mit tronul înapoi și s-ar fi bucurat de o mare victorie. Imaginați-vă să fi făcut parte din oastea lui David, Cosmin. Și să-l vezi pe cel care te conduce la oaste, care următoarea reacție. Atunci când a auzit vestea că Absalom a murit, împăratul, cutremurându-se, s-a suit în odaia de sus a porții și a plâns. Pe când mergea, zicea: fiul meu Absalom, fiul meu Absalom, cum de n-am murit eu în locul tău? Absalom, fiul meu, fiul meu. Au venit și au spus lui Ioab, probabil toți înmărmuriți și uimiți și neștiind ce să înțeleagă, neștiind cum să interpreteze gestul împăratului, au venit și au spus lui Ioab: iată că împăratul plânge și se jelește din pricina lui Absalom. Și în ziua aceea biruința s-a prefăcut în jale pentru tot poporul, căci în ziua aceea poporul auzea zicându-se: împăratul este mâhnit din pricina fiului său. În aceea zi, uitați-vă, gândiți-vă că erați din oastea lui David și tu vii de la o mare victorie. O victorie în care vrășmașul împăratului tău a fost omorât. Nici nu poți să intri cu fruntea sus
după o mare victorie. În aceeași zi, poporul a intrat în cetate pe furiș, probabil fiecare a mai căutat o altă intrare, să nu intre cu laurii victorii pe străzile și pe poarta principală, ca niște oameni rușinați că au fugit din luptă. Împăraștul își acoperise fața și striga în gura mare, țipa, urla de durere: fiul meu Absalom, Absalom, fiul meu, fiul meu. Dragii mei, este aceasta inima lui Dumnezeu? Florin. Nu este om pe fața pământului care să ajungă în iad și să nu fi stârnit lacrimi. Unde ești, omule? Amintiți-vă în Geneza. Unde ești? Ce ai făcut, omule? De ce te-ai dus dincolo de graniță? De ce te-ai distrus? În adevăr, Dumnezeu rostește judecata, dar inima lui Dumnezeu pentru Adam și pentru Eva era sfâșiată și avea cu siguranță soluția, de asta și-a și manifestat dragostea față de ei. Dar în acel moment, ei au distrus totul și au produs o foarte, foarte mare întristare în toată veșnicia lui Dumnezeu. În tot acest context reapare Ioab și aș vrea să citim cuvintele pe care el le adresează. Și avem o întrebare. Ioab, în acest moment, este el un ajutor potrivit pentru David? Sau este un înger de lumină, un ultim reprezentant al celui rău care caută să-l abată ultima dată pe David de la inima lui Dumnezeu? Din ce cauză pare un ajutor potrivit? Pentru că ale lui cuvinte par pline de înțelepciune. Și aș vrea să le citim. Versetul 5. Ioab a intrat în odaia unde era împăratul și a zis: tu acoperi azi de rușine în fața Tu acoperi azi de rușine fața tuturor slujitorilor tăi care au scăpat azi viața ta, a fiilor tăi și a fetelor tale, a nevestelor tale și a țiitoarelor tale. Ce faci, Davide? Așa răsplătești tu pe cei care te-au ajutat, pe cei care au mers la oaste cu tine, pe cei care au mers și au răzbunat pe împăratul. Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc, căci arăți azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori și văd acum că dacă ar trăi Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ți-ar fi plăcut. Scoală-te dar, ieși și vorbește după inima slujitorilor tăi, căci jur pe Domnul că dacă nu ieși să te arăți, nu va rămâne un om cu tine noaptea aceasta și aceasta va fi o nenorocire mai rea pentru tine decât toate nenorocirile care ți s-au întâmplat din tinerețe până acum. Atunci împăratul s-a sculat și a șezut la poartă. Și ai impresia, când citești prima dată, că în adevăr, David era într-un impas, David săvârșește un gest care nu aduce onoare lui Israel și lui Dumnezeu, vine Ioab, rostește aceste cuvinte: tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubesc, căci arăți azi că pentru tine nu sunt nici căpetenii, nici slujitori și văd acum că dacă ar trăi Absalom și noi toți am fi murit în ziua aceasta, lucrul acesta ți-ar fi plăcut. Și la aceste cuvinte ale lui Ioab, David se ridică și merge și vorbește poporului. De aceea întrebarea este foarte potrivită. Este Ioab un ajutor potrivit care îl ajută pe împăratul să-și revină dintr-o stare care nu era tocmai una plină de cinste? Sau Ioab este un ultim înger de lumină, un ultim Lucifer în jurul împăratului care caută să-l smulgă din inima lui Dumnezeu și să-l depărteze? Întrebarea este complicată, de aceea nu pretind că ceea ce voi spune este răspunsul final. Dar merită să medităm la tot tabloul și la tot ceea ce face David după acest moment și să vedem cam spre ce răspuns mergem. David se ridică de pe sacul de jale și se comportă, din punctul meu de vedere, ca un adevărat împărat, o imagine în miniatură a lui Mesia. În primul rând, toate cuvintele lui Ioab sunt demontate, iar acesta este confruntat pentru prima dată în fața întregului popor. Care erau cuvintele lui Ioab? Tu iubești pe cei ce te urăsc și urăști pe cei ce te iubești. Era adevărat acest lucru? Nici într-un caz, dragii mei.
David iubea pe toată lumea. Dar poate ceea ce a strânit mai multă durere în sufletul lui David a fost a doua parte a cuvintelor lui Ioab. Dacă am fi murit noi, te-ai fi bucurat. Și dacă ar fi trăit Absalom, era adevărat acest lucru. Haideți să citim cuvintele lui David. Atunci împăratul s-a sculat, versetul 8, și a așezut la poartă. Au spus tot poporul, iată că împăratul stă la poartă. Și tot poporul a venit înaintea împăratului. Tot poporul care l-a văzut plângând pentru Absalom, care l-a văzut în jale, și tot poporul abia aștepta să vadă ce va spune împăratul. Însă Israel fugise fiecare la cortul lui și în toate semințele lui Israel tot poporul se certa zicând: împăratul ne-a izbăvit din mâna vrășmașilor noștri, el ne-a scăpat din mâna filistenilor și acum a trebuit să fugă din țară dinaintea lui Absalom. Și Absalom, pe care îl unsesem să domnească peste noi, a murit în bătălie. De ce nu puneți vorbă pentru întoarcerea împăratului? La rândul său, împăratul David a trebuit să spună preoților Țadoc și Abiatar: vorbiți bătrânilor lui Iuda și spuneți-le, pentru ce ați fi voi ultimii, ați fi voi cei din urmă pentru întoarcerea împăratului în casa lui? Căci ce se spunea în tot Israelul ajunsese până la împărat. Și acum uitați-vă cuvintele lui David. Voi care? Voi toți. Voi sunteți frații mei, sunteți os din oasele mele și carne din carnea mea. Pentru ce ați voi, cei din urmă, pentru ce ați fi voi, cei din urmă, pentru aducerea înapoi a împăratului? Și lua masa, cel care a fost pus general împărat al lui Absalom, spuneți-i așa: nu ești oare os din oasele mele și carne din carnea mea, să mă pedepsească Dumnezeu cu toată asprimea, dacă nu voi fi înaintea mea pentru totdeauna căpetenia oștirii în locul lui Ioab. Voi sunteți frații mei, sunteți os din oasele mele și carne din carnea mea. Aceste afirmații, dragii mei, nu au făcut altceva decât să stârnească în tot poporul o conștientizare a faptului că David nu era părtinitor. Pentru el nu doar Absalom era os din oasele lui și carne din carnea lui. Aceasta ar fi fost afirmația normală. El era fiul lui, dar nu pentru el. Tot poporul era important. Tot poporul era os din oasele lui și carne din carnea lui. Nu doar Absalom este în inima împăratului, ci fiecare israelit care locuia în Israel. Ușor de spus. Da? Să vorbim despre dragoste, bunătate și accepta pe toți. Ce nu-i bun la predică? Ce frumos ai vorbit și tu. Ne mai întâlnim și acolo, mai vorbim, mai spunem. Nu? Ușor. Deci, cum e Cosmin cu dragostea? Trebuie să iubim pe vrășmașii noștri. Trebuie să-i considerăm pe toți egal. Trebuie să ne raportăm pe la toți la fel. Trebuie să iubim pe toți. Ușor de rostit. Greu de făcut. Dragii mei, David nu doar rostește, ci el demonstrează în toate tablourile următoare că în adevăr cei din Israel erau os din oasele lui și carne din carnea lui și toți erau la fel de importanți. Precum Absalom. Nu avem timp să citim tot pasajul, dar m-aș opri doar la Shimei, care era os din oasele lui David și carne din carnea lui David. Și uitați-vă ce spune David. Shimei, fiul lui Gera, beniamitul, care era din Bahruim, s-a grăbit să se pogoare la cei din Iuda înaintea lui David. Avea cu el 1000 de oameni din Beniamin și pe Țiba, un alt înșelător, pe Țiba mai marele case lui Saul, și pe cei 15 fii și pe cei 20 de robe a lui Țiba, au trecut Iordanul în fața împăratului. Luntrea pusă la îndemâna împăratului tocmai pornise ca să-i treacă și casa dincolo. Și în clipa când era să treacă împăratul Iordanul, Shimei, fiul lui Gera, s-a închinat înaintea lui și a zis împăratului: să nu țină seamă domnul meu de nelegiuirea mea, să uite că robul tău l-a ocărât în ziua când împăratul, domnul meu, ieșea din Ierusalim, și să nu țină seamă împăratul de lucrul acesta, căci robul tău mărturisește azi că a păcătuit și iată, vin astăzi cel din tâi din toată casa lui Iosif înaintea împăratului, domnul meu. Atunci Abishai, fiul Țeruiei, care la fel ca noi toți din sală, a simțit că-i șmecherie la mijloc, a simțit că nu-i pocăința autentică, că sunt cuvinte aruncate în vânt, nu poți să nu simți lucrul acesta.
Voia doar să-și păstreze capul pe cap. Nu este o pocăință a lui Shimei. Lucrul acesta este evident. Un fiu al țeruiei, care la fel ca noi a simțit șmecheria, că nu pot să o numesc altfel, a lui Shimei, a luat cuvântul și a zis: nu trebuie oare să moară Shimei pentru că a blestemat pe unsul Domnului? Ce spuneți? Trebuie să moară sau nu trebuie să moară? Dragii mei, trebuie să moară Shimei. A blestemat pe unsul Domnului, iar acum pocăința lui este fără nicio părere de rău. Are doar un scop personal. Uitați-vă la cuvintele lui David față de cineva care era os din oasele lui, carne din carne lui, cineva care merita judecata, la fel cum a meritat-o și Absalom. Dar David a zis: ce am eu cu voi, fiii țiruiei? Parcă este Domnul Iisus Hristos care se întoarce la Petru și spune: înapoi a mea, Satană, cuvintele tale sunt de la cel rău. Și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei? Cum, David? Fiii țiruiei sunt potrivnicii tăi? Păi nu ei te-au ajutat, nu datorită lor, ai primit împărăția înapoi. Dragii mei, în războiul spiritual, măcar că fiii țeruii au ajutat la războiul fizic, în războiul spiritual, prin cuvintele lor, ei erau vrășmașii lui David, pentru că ei căutau să-l depărteze de inima lui Dumnezeu. Au căutat să facă aceasta, neînțelegând plânsul față de Absalom. Căutau să facă acest lucru acum, încercând să-l stârnească pe David, să-l omoare pe Shimei. Astăzi să se omoare oare vreun om în Israel? Nu știu eu să împărățesc astăzi peste Israel? Și împăratul a zis lui Shimei, un Shimei în adevăr, șmecher, care nu s-a pocăit adevărat, un Shimei vrednic de toată judecata lui Dumnezeu. David spune: nu vei muri. Împăratul i-a jurat că nu-l va omorâ. Shimei este os din oasele lui David. Ce am eu cu voi, fiii țeruiei? Și pentru ce vă arătați astăzi potrivnicii mei? Astăzi nu va muri nimeni, inclusiv Shimei. A arătat David aceeași inimă față de orice om din Israel, așa cum a avut-o față de Absalom? Păi dacă față de Shimei și-a arătat această inimă, gândiți-vă cât de importanți erau toți locuitorii lui Israel. Mai mult, pasajul continuă și puteți să citiți acasă. Are loc întâlnirea cu Mefiboset. Și în întâlnirea cu Mefiboset, David rezolvă pe un alt personaj care era în tabloul de mai sus, Țiba, un înșelător. Cum ar fi trebuit să reacționeze David ca un adevărat purtător al judecății lui Dumnezeu pe pământ? Țiba m-a înșelat, toate averile lui Mefiboset înapoi. Dar el, inclusiv față de Țiba, manifestă îndurare și se uită la Mefiboset și spune: Mefiboset, astăzi este o zi a îndurării, astăzi este o zi a bunătății față de Shimei, față de Absalom, față de tine, față de Țiba. De aceea averile pe care el le-a luat cu înșelăciune le împart între tine și el. Împăratul nu dă toate averile înapoi lui Mefiboset, deși poate acest lucru s-ar fi impus dacă te îmbrăcai cu dreptatea lui Dumnezeu, dacă în acea zi erai cu sabia judecății lui Dumnezeu în mână, dacă în acea zi voiai să fii unul care împlinea legea lui Dumnezeu, trebuia să te uiți la tot. Și mei, tăiați capul, Țiba, toate averile înapoi. Nu, nu, nu. În acea zi, acea zi a bucuriei transformate în jale, acea zi în care David plânge pentru Absalom și pentru toți cei care erau os din oasele lui, carne din carnea lui, David se îmbracă 100% cu un singur lucru: bunătatea și îndurarea lui Dumnezeu. Mefiboset dovedește că este din împărăția luminii și când aude cuvintele lui David, știți ce spune Mefiboset? Să ia Țiba tot. David, dă-i tot lui Țiba. Este o dovadă că Mefiboset era în aceeași barcă cu David. Ziua victoriei se transformă într-o zi a îndurării și bunătății, de care beneficiază toți din Israel. Răi sau buni? Răi sau buni? Ce imagine mesianică extraordinară! Gândiți-vă la Mântuitorul nostru,
cum merge prin cetăți și harul manifestă și peste ologul care merge să-l pârească la farisei și peste orbul care le stă împotrivă fariseilor. O zi a îndurării și bunătății de care beneficiază toți, și cei buni, Mefiboset, și cei răi, și mei, Țiva. La 11 ani după păcatul cu Batșeba, ne reîntâlnim cu David care a plâns pentru Saul, Abner și Isboșet. Același plâns îl are și pentru Absalom. Aceeași inimă, din nou, o are pentru toți cei din Israel, fie ei răi sau buni. Dar, dragii mei, am fugit prin text. Pe fiecare pasaj putem să facem câte o predică, câte o duminică, dar vă las curiozitatea să mergeți acasă, să luați pixul, să faceți o rugăciune, pentru că Duhul Sfânt traduce mult mai frumos decât am făcut eu astăzi și să vedeți frumusețea fiecărui tablou. În schimb, toată această zonă din viața lui David începe cu Barzilai și se termină cu Barzilai. Și aș vrea să citim pasajul despre Barzilai, bătrânelul de 80 de ani. Cum vă imaginați să fiți la 80 de ani? Să vă spun câteva lucruri despre acest Barzilai. Scriptura, deși îl ține în umbră, îl aduce în fața noastră de mai multe ori. Îl aduce aici, îl mai aduce prin împărați, dar un loc în care îl aduce în fața noastră foarte frumos este în cartea Ezra, capitolul 2, când cei 42.000 se întorc din robie și între ei erau trei preoți. Unul dintre ei se numea Barzilai. Și știți ce spune în paranteză? Acest Barzilai se căsătorise cu una din fetele lui Barzilai, cel de aici, și a insistat să ia numele lui Barzilai. Când ai mai întâlnit asta? Te însori și tu vrei numele socrului. Acum, ori ai interes că are avere și te pui bine cu el, ori când te uiți la el și îl vezi cam cât de frumos este la caracter, tu spui, ăsta e numele pe care vreau să-l port. Și haideți să vedem care e varianta valabilă, prima sau a doua. Versul 31. Barzilai Galaditul s-a pogorât la Roghelim și a trecut Iordanul împreună cu împăratul ca să petreacă până dincolo de Iordan. Barzilai era foarte bătrân, în vârstă de 80 de ani. El îngrijise de împărat în timpul șederii lui la Mahanaim, căci era un om foarte bogat. Împăratul a zis lui Barzilai, vino cu mine și te voi hrăni la mine în Ierusalim. Dar Barzilai a răspuns împăratului, câți ani voi mai trăi ca să mă sui cu împăratul la Ierusalim? Eu sunt astăzi în vârstă de 80 de ani. Pot eu să mai cunosc ce este bun și ce este rău? Poate robul tău să aibă vreun gust pentru ce se mănâncă și bea? Pot eu să mai aud glasul cântăreților și cântăreților? Și pentru ce să mai fie robul tău o povară pentru domnul meu împăratul? Robul tău va merge puțin dincolo de Iordan cu împăratul. Te mai însoțesc un pic să stau alături de tine. De altfel, pentru ce mi-ar face împăratul această binefacere? Să se întoarcă robul tău și să mor în cetatea mea, lângă mormântul tatălui meu și a mamei mele. La ce era cu gândul Barzilai? La momentul morții lui. Și cu gândul focalizat pe momentul morții lui, care este echivalent cu momentul întâlnirii cu Creatorul, el își trăiește anul de veselie. În Levitic 25, Dumnezeu a dat o poruncă, măcar o dată în viață, dacă nu de două ori. Orice evreu trebuia să se uite la toate averile lui și tot ce a acumulat prin cumpărare, ce trebuia să facă cu ele? Să le dea înapoi gratis. Și când am fost în Levitic 25, am descoperit că așa trebuia să te găsească finalul vieții tale. Gata să renunți la toate averile tale. De ce-i strâns? De dragul celorlalți. Barzilai, în ultimii ani ai vieții lui, ia o armată de câteva mii de oameni, îl ia pe David, îl așează în Mahanaim, își ia toate averile lui pe care le-a agonisit, probabil cinstit și cu munca lui, în viața lui, și pe toate le pune la dispoziția împăratului, iar el se duce în patul lui, așteptând
întâlnirea cu Creatorul. Ce imagine superbă! Barzilai, un bătrânel de 80 de ani care își trăia anul de veselie, renunțând la toate averile sale, este vasul ascuns pe care Dumnezeu îl folosește pentru această revenire spectaculoasă a lui David. Credeți că lui David i-a fost indiferentă inima lui Barzilai față de el? Stătea în Mahanaim și se gândea la tot ce a făcut Absalom, tot ce a făcut Ioab, tot ce au făcut toți ceilalți. Și vede deodată un bătrânel. Nu știu cum arăta la chip, că bătrânii nu sunt așa de frumoși. Dar îl vede plin de inimă, plin de viață, plin de o frumusețe a caracterului pe care și-o dorea să o îmbrățișeze și să o pună în inima lui, să o transforme în el însuși. Probabil nu avea nimic care să atragă privirile, dar prin modul în care s-a comportat cu David, prin modul în care și-a pus la dispoziția lui David toate averile lui, a stârnit în David o gelozie și a fost ultimul impuls pe care Dumnezeu l-a făcut la inima lui David. Să reașeze în inima lui dragostea profundă pentru vrășmași. Barzilai, alături de David, construiesc la oaltă o bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu, o bunătate fără așteptări de răsplătire, cum vedem la Barzilai, și o bunătate față de toți oamenii, inclusiv cei mai răi, Absalom, Shimei, Țiba. Dragii mei, David și-a revenit. După 11 ani de la căderea incredibilă, și iarăși ne putem bucura de el, așa cum ne-am bucurat în capitolul 1 și 2. Ce revenire spectaculoasă! Dar astăzi, înaintea pâinii și vinului, aș vrea să ne oglindim puțin în această bunătate, ca bunătatea lui Dumnezeu. Fără așteptări de răsplătire, o bunătate față de toți oamenii, inclusiv cei mai răi. Că acolo se vede bunătatea. Nu la cel care îți face binele, ci la cel care îți face răul. Și aș vrea să concluzionez cu o singură afirmație. Și la aceasta ați fost chemați. Acum, dacă nu avem timp, mi-aș plăcut să folosim un microfon și cât mai mulți dintre noi să spună la ce am fost chemați pe cale. Am venit la Domnul Iisus pentru că să facem ce? Deci cum am definit calea noastră? Care este esența creștinismului? La ce trebuie să mă uit în viața mea și la finalul evaluării să spun da, sunt urmaș al lui Hristos. Nu în jur. E bine? E bine. Nu mă duc la discotecă. E bine? E bine și asta. Ce altceva mai punem? Dragii mei, Petru când se uită la ce înseamnă a fi creștin, nu amintește aceste lucruri, ci în prima lui epistolă, capitolul 2, are câteva cuvinte care dor fizic când le citim. Și vă invit să deschidem înainte de a întinde mâna la pâine și la vin. 1 Petru, capitolul 2, începând cu versetul 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Și acum încep durerile. Fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul. În vremea respectivă împărat era Nero. Atât împăratului, lui Nero, ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor, șefii de Consiliul Județean, primarilor. Care mai sunt pe lista neagră noastră? Da? Magistrații. Toți sunt pe lista neagră. Că nedreptate, 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 lor trebuie să le fiți supuși. Ca unii care sunt trimiși de El să pedepsească pe făcătorii de rele și să laude pe cei ce fac binele, căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine, să astupați gura oamenilor neștiutori și proști. Purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenia aceasta o haină a răutății, ci ca niște robe a lui Dumnezeu, cinstiți pe toți oamenii, iubiți pe frați, temeți-vă de Dumnezeu, dați cinste împăratului, angajaților, slugilor, fiți supuse stăpânilor voștri, angajatorilor voștri, cu toată frica, nu numai celor ce sunt buni și blânzi și pe care îi lăudăm,
ci mai ales, aș spune eu, celor greu de mulțumit. Ai un șef dificil? Ce ai de făcut? Voi fi cel mai bun angajat. Nu-mi caut dreptatea, nu-i fac plângeri, nu mă duc și îl duc prin tribunale, e dificil, eu voi fi și mai bun, el e și mai dificil, eu voi fi și mai bun. Și să vedem care e mai tare. Ci și celor greu de mulțumit. Căci este un lucru plăcut dacă cineva pentru cugetul lui față de Dumnezeu suferă întristare și suferă pe nedrept. În adevăr, ce fală este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău, dar dacă suferiți ca David cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați. Să suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine. La aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și acum, gândiți-vă la diferența dintre noi și Domnul Iisus Hristos. Noi avem o grămadă de păcate și merităm un șef rău. Merităm stăpânitori răi. Merităm corupție sus. Pe toate le merităm când stăm și ne uităm la tot ceea ce am făcut noi și tot ne împotrivim. Dar El n-a făcut păcat. În gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri. Și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn, pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile Lui ați fost vindecați, căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. La aceasta ați fost chemați. Ne naștem plin de egoism, plin de spiritul de dreptate. Este cineva în sală care vede o nedreptate și să nu tresare la secundă? Dragii mei, vezi că cineva bate pe altul pe stradă, imediat ai dat verdictul și ai și dreptate. Vezi că cineva ți-a tăiat pensia, imediat ai dat verdictul și ai și dreptate. Vezi că cineva ți-a trecut calea în trafic, ai dat verdictul și ai și dreptate. Asta mă doare, că ai dreptate. Manifestarea dreptății, judecății, o avem în noi înșine de când ne naștem și nu trebuie să luptăm, nu trebuie să facem lecții de manifestare a dreptății ca să o manifestăm. Toți o avem în noi înșine. Dar ce lipsește? Compasiunea față de Șimei, față de Țiba, față de Absalom, față de Ioab, față de dregători, față de cei ce ne greșesc, față de cei care traversează neregulamentar, față de stăpânitori, față de oamenii cu care ne intersectăm. Și vă spun că e singurul lucru care definește creștinismul. Doar o manifestare a bunătății, ca bunătatea lui Dumnezeu, așa cum a făcut Mântuitorul nostru. La aceasta am fost chemați și la aceasta suntem invitați în această dimineață, dragii mei, în fața pâinii și vinului. Nu e o comemorare seacă. Ne uităm la Domnul Hristos, care a fost bunătatea însăși. Pentru cine a stat pe cruce? Nu pentru prieteni, ci pentru cei care l-au scuipat, pentru Șimei, pentru Țiba, pentru Ioab, pentru toți cei care i-au străpuns coasta, pentru ea a stat pe cruce. Și la aceasta am fost chemați și noi. Haideți să ne ridicăm, să venim cu rugăciune, răspunzând lui Dumnezeu dacă ne-a vorbit ceva în această dimineață și la final voi mulțumi eu pentru pâine și vin.